Daniel, o vacanță scurtă, nu? Cum e? Da, deja ne-am obișnuit cu aceste vacanțe scurte de iarnă. Până la urmă e și bine, dar poate pentru unii ar fi mai bine să fie un pic mai lungă, să petreacă mai mult timp acasă cu familia, însă mie chiar îmi place la fotbal și abia aștept să mă întorc. A, deci nu duci dorul unei vacanțe lungi, de 2 luni, 3 luni, cum erau altă dată? Nu, încă sunt tânăr, am timp de vacanțe mai încolo. Acum chiar mă bucur foarte mult de fotbal, sunt într-un mediu bun, sunt într-un loc bun și doar vreau să-mi fac meseria cât mai bine. Cum a fost 2023 pentru tine? A fost un an bun, cu siguranță am avut așteptări mult mai mari, însă consider că tot a fost un an reușit, încerc să văd părțile bune, iar părțile mai puțin bune să învăț ceva de la ele și consider că am făcut acest lucru și sunt pregătit acum pentru 2024. Ai avut acel salt în final de 2022, în 2023 începutul n-a fost extraordinar, apoi iară te-ai înălțat. Cum te-ai reglat, să spun așa? Da, pe început de an am avut acel șoc la echipă cu acea depunctare de 9 puncte, cu toții l-am resimțit, atât jucătorii, staff-ul, conducerea și ne-a fost destul de greu să revenim. Mai ales într-un sport colectiv, când sunt implicați atâția oameni, trebuie să dea randament toți și, cum am spus, a fost acel șoc din care ne-a revenit mai greu. Însă, ușor, ușor ne-am ridicat, am scăpat de la retrogradare și acum ne propunem mult mai mult. Eu personal îmi propun mult mai mult și sunt cu siguranță 2024 va fi un an mult mai bun. Mulți spuneau că acel transfer ratat la Dinamo Kiev a fost cauza declinului tău. Tu ce spui? Nu a fost un transfer ratat. Până la urmă nu am vrut să se realizeze acel transfer. Motivele sunt bine știute deja. Nu m-am simțit nicio zi afectat, nicio zi nu m-am gândit că ar fi fost mai bine să iau altă decizie. Până la urmă v-am zis, singurul lucru care m-a destabilizat în acel an a fost acea depunctare și forma slabă atât a mea cât și a echipei în multe dintre meciuri. Cum se motivează un fotbalist când știe că e luată munca în afara terenului? Da, e foarte greu să-ți revii după acest lucru, deși în fiecare zi te gândești că mergi la muncă, să zic, pentru tine, pentru familia ta. În unele momente îți vine mult mai repede să renunți decât să continui. Iar acele momente fac diferența între un fotbalist sau un om bun și un om care își dorește enorm. Ești încă un fotbalist tânăr și te-am urmărit de multe ori la reacțiile de după meciuri. Ai fost întrebat de zeci de ori poate de transferul și tot timpul spuneai că locul tău e la Hermannstadt, că nu te gândești la un transfer. E greu să rămâi focusat la ceea ce ai de făcut la Hermannstadt când știi că se vorbește sau se discută mult pe marginea ta? Da, n-am de ce să mă ascund. Uneori mai fuge mintea, însă când sunt pe teren, când sunt în sală sau în vestiar, niciodată nu mă gândesc la aceste lucruri. Pur și simplu mă gândesc la ce am de făcut în momentul respectiv și cred că doar așa rămân montat la ceea ce am de făcut, gândindu-mă cum pot să fac să-mi ajut echipa și cum să dau randament cât mai bun, pentru ca pe viitor să realizez aceste lucruri despre care se și vorbește în presă sau în alte medii. Simți că ești pregătit pentru un transfer, pentru o altă provocare? Da, sunt pregătit de ceva timp, consider. Cu siguranță că ar putea fi un șoc în momentul în care mă transfer la echipă din afară, însă cred că am capacitatea de a mă impune. Vorbești de o echipă din afară, în țară nu te tentează nimic, n-ai vrea o echipă... Nu, în momentul de față mi-e greu să văd un transfer undeva în țară. Și, cum am spus, obiectivul principal este să prind o echipă din străinătate, când o fi să o prind. S-a vorbit de FCSB, de ce excluzi varianta sau nu e în calcul foarte atent? S-a vorbit de FCSB, însă mai apoi oamenii de acolo au spus că nu sunt interesați, că nu a fost nicio ofertă și cred că asta spune tot, nu cred că mai e nevoie de vreun comentariu din partea mea. Cântărești cumva și ce s-a întâmplat la CFR și n-ai mai vrea să repete momentul ăla? Nu, cu siguranță nu, pentru că asta ar însemna să rămân la o echipă mediocră toată cariera și cred că nimeni nu-și dorește acest lucru. Ai fost la echipa națională, ne așteaptă un campionat european, iar România duce lipsă de atacanți clasici foarte mult. Te gândești la echipa națională și poate la un campionat european? Da, cu siguranță că mă gândesc. Mereu fiecare jucător cred că va avea în gând echipa națională, însă trebuie să nu fie neapărat un obiectiv atât de obsesiv, ci pur și simplu o răsplată a prestațiilor solide. Ce te ajută să faci pași, să-ți calculezi pași în carieră? Cum îți faci tu planurile?
Pentru că, deși ești tânăr, ești un jucător care se poate de echilibrat. Da, încerc să nu mă gândesc foarte departe, încerc să trăiesc fiecare clipă și planurile să fie făcute pe o perioadă relativ scurtă și medie, pentru că n-are rost să mă gândesc ce va fi peste 2 ani, când eu nu știu nici ce se va întâmpla în cantonamentul de iarnă, de exemplu, că tot merg imediat. Și cred că asta este baza echilibrului meu, să zic așa. Secretul lui Hermannstadt care e? Nu există niciun secret. Pur și simplu, toată lumea muncește, unii sunt mai buni, alții mai puțin buni, unii sunt inspirați în momente importante și uneori ne-a lipsit această inspirație de care zic și asta ne-a făcut să fim acum pe loc 7 și nu 4 sau 5. Poate 4 e un pic cam sus, dar cred că un 5 era echitabil. Mister, cu ce te-a ajutat? Mister? Probabil cu discursurile lui foarte sincere, foarte libere, fără să vorbească în termeni prea pompoși sau prea să ne umple capul cu multe chestii inutile. Pur și simplu a vorbit ca de la fotbalist la fotbalist, pentru că are această capacitate, știe să ne motiveze înainte de fiecare meci și pe mine personal m-a ajutat foarte mult, atât cât mi-a dat încredere când poate nu meritam și că a crezut în mine tot timpul. La ce te gândești pentru 2024? Iei transferul să fie prima idee? Nu. Mă gândesc la obiectivele cu echipa și anume play-off-ul și personal îmi doresc să câștigăm cupa, chiar dacă este un obiectiv cam îndrăznesc pentru Hermannstadt. Eu îmi doresc să câștig trofee în carieră și cred că asta ar fi un început bun. Un trofeu cu Hermannstadt ar fi împlinirea supremă la, sau cât maximum posibil la acest club? Temporar ar fi, pentru că îmi doresc și alte trofee cu echipe mai importante, însă cu siguranță un trofeu pentru echipă precum Hermannstadt ar fi o mare realizare atât pentru club cât și pentru jucătorii care iau parte la acest lucru. Mulțumesc!